Domnule Nussbaum, stimați invitați, vă urez bun venit la Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord. Ziua de 27 ianuarie este reprezentativă pentru eliberarea celui mai mare lagăr de exterminare din istorie, Auschwitz-Birkenau. Acest lagăr a fost înființat încă din 1940, cu o suprafață de 40 de kilometri pătrați. În data de 20 ianuarie 1942, la conferința de la Wannsee, lângă Berlin, se stabileau ultimele detalii ale soluției finale, ceea ce însemna pentru evrei din toate teritoriile cucerite până atunci de germani, deportarea și exterminarea lor. Astfel, lagărul Auschwitz devine un punct central al exterminării în masă, în special a evreilor și țiganilor aduși din toate țările aflate sub ocupație. Din 1942 până la sfârșitul lui 1944, peste 1,5 milioane de victime au fost ucise și incinerate în acest lagăr. Din totalul victimelor, 500.000 au fost copii. La începutul lunii ianuarie 1945, lagărul a început să fie evacuat de către nemți, iar în data de 27 ianuarie, trupele sovietice deschid porțile celui mai mare infern și îi eliberează pe cei rămași în viață. În anul 2005, în cadrul adunării generale a ONU, s-a stabilit această dată de 27 ianuarie ca zi solemnă de comemorare a victimelor Holocaustului. La acel moment, Kofi Annan, secretar general al ONU, declara: Națiunile Unite nu trebuie să uite niciodată că au fost create ca un răspuns la teribilul flagel reprezentat de nazism. Așa ceva nu se va mai întâmpla niciodată. Dar este mult mai greu să și acționezi în acest sens. În memoria victimelor Holocaustului se va rosti Kadish și El Malei Rahamim de către președintele comunității evreilor Zalău Sălaș, domnul Dan Has, însoțit de membri acestei comunități. Care au fost uciși în dragul emoții. În memoria celor copii tineri, mami, tați, bătrâni și bunici, care au fost împușcați, gazați, măcelăriți și arși. Ei nu au vorbinte. Cenușa lor a fost azvătită în lagăre, a fost azvătită în rule reci ale Vistule din sudul Polonei. Datoria noastră este să transmite tuturor generații că această pată neagră care a pătat locul pământesc, această rușine a omenirii, să nu mai se repete niciun colț al lumii, nicio țară, nicio etnie. Astăzi suntem toți împreună cu un singur gând de remember, de a prinde o lumânare, ca flacăra lumânării să fie veșnică vie, memoria amintirilor, memoria martirilor să fie binecuvântată. Ermale rahamim shochem bamromim. חמצב מנוחה נכונה עד כמתי חשינה. במעלות קדושים נכונים וחגיבורים, כזוכר חרקיה, מזכירים, הנשמת הקדושים וחתיכורים, שחומתו ושנחתו ושנשחתו ושנשרפו ושנפאו ושנפנגו על קידוש חשב, בבור שבלי, נדר אצל צדקה, בהתרת חסקרת נשמותיכם בנגן עדן, תכה מנוחתם, לכם בל, הרחמים יסתירם בסדר כנפיו לעולמים ויסור בצרור החיים את נשמותיכם, אדוני הוא נחלתם, ויענוחו בשלום אש משכבותיכם, ונאמר אמן. דומנה, plin de îndurare, care turnezi în înălățimi, fă să-și găsească o dignă adevărată sub aripile prezenței divine, în rândul celor sfinți curați, puternici, care strălucesc precum flacăra cerească. Sufletele celor sfinți și curați, care au fost uciși, asasinați, așcânecați și sugrumați în sfințenia numelui lui Dumnezeu, prin meritul de a da țedaca, pentru amintirea sufletelor lor, de aceea, Părinte al Îndurării, odihnește-le sufletul sub aripile divine în veci și adună-le sufletul în buchetul vieții. Domnul este moștenirea lor, odihna lor să fie în grădina Edenului. Și fie de somnul în pace. Amen.
scadali, scadashimi rabo. Amodi barocher usei beonich malusei veitzma perkunei brich viekurei meshichei. Vachon umnechon vechayei dechol beis Israel vangalach uzman kurio rumru umein. Mavim ulenu val kol Israel v'emru umein. Si shalom bimurumav, huya si shalom aleinu ve'al kol Israel v'emru amen. Doresc să mulțumesc pentru implicarea în acest eveniment marcant Inspectoratului Școlar Sălaș, reprezentat astăzi prin inspectori și cadre didactice. De asemenea, țin să menționez prezența alături de noi a doamnei Demeter Ștefania, consul al Ungariei, a autorităților locale, președinților de comunități evreiești, prietenilor de la TVR1 București și TVR Cluj și a mass media, dar și a unui număr mare de cadre didactice de la unitățile de învățământ din județ. Permiteți-mi să-l invit pe doctorul Alex Ech, care este președintele fondator al Muzeului Holocaustului, să ne adreseze mesajul domniei sale. Dragi prieteni, mulțumesc că voi ați venit aici la noi, la sinagoga, unde respectăm memoria celor care au dispărut din fața lumii pentru că au fost evrei. Și așa cum a spus Daniel și țigani, ale care au fost rănit cumva, care nu au avut inteligenția și pentru răutatea puterele care a fost atunci, Axis Powers, nu știu cum se spune asta pe română, dar a fost o foarte, foarte grea cetare în lume. Și sperăm că chestii așa nu mai se întâmplă în lume. I'd like to also say a couple of words in English. Thank you very much for coming to this memorial place where we're keeping the memory of the lost millions and millions of people that were killed in atrocious manner by powers that were around at a very black time in our history. Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră de a participa și de a fi alături de noi în acest loc, spațiu memorial, care este închinat tuturor celor care și-au pierdut viața în timpul Holocaustului și au fost uciși de către puteri care și-au dorit să facă acest lucru. And unfortunately, unless we are able to show the world in different locations, in Holocaust museums, memorials, so that the young people are able to see what terrible things can happen through hatred and through nationalism that's push the wrong way. There's nothing. Din nefericire sunt câteva locuri pe care tinerii de astăzi pot să le viziteze, spații memoriale, unde pot găsi informații și detalii despre atrocitățile comise, despre crimele comise împotriva umanității. Ești magyarul is egy pár szó, köszönjük nagyon szépen, akik eljöttek ide hozzánk, hogy
memorie. Daniel doesn't know. to respect, hogy megemlékezzük a drága ősünket, akiket a rosszaság megölte szisztematik 1940-es éve, és reméljük, hogy ilyen csúnyaság ne történjen még egyszer a világon, és gondoljuk mi, hogyha ezt meg lehet látni egy múzeumban, hogy mi történt, és elolvassa ezt a fiatalság, akkor, és megnézi a képeket, akkor legalább ők fogják tudni, majdnem, mint hogyha volt egy mártor, aki itt lesz, és meg fogjuk hallani tőle pontosan az adatokat, amik történtek. Köszönjük szépen! Alături de noi se află și grupul elevilor de la Colegiul Național Simion Bărnuțiu din Șimleu Silvanie, care sunt implicați în proiectul de înfrățire dintre Petactiva și Șimleu Silvanie. Ei sunt cei care în luna aprilie ne vor reprezenta în Israel, sunt ambasadorii tinerii noștri, ambasadori care vor duce mesajul nostru de la Șimleu Silvanie din România la Petactiva, în acest proiect de înfrățire care a început acum mai bine de 5 ani de zile, este a treia generație de elevi care reprezintă Șimleul în acest proiect. Ei sunt cei care au pregătit și un moment împreună cu colegilor, dacă îmi dați voie să ajung la laptop. Și împreună cu colega lor, Iulia, a pregătit și un moment artistic deosebit. Alături de ei se află colega mea, Elena Trivco-Borru, care va prinde cele 6 lumânări simbolice. Ea îi va însoți pe acești elevi tineri în Israel în luna aprilie. Cine a comis însă această crimă? Pe cine se dau în judecată?
after I was born, it was a lot harder for my parents. They had someone else that had to be taken care of. I remember one of my aunt's stories. She said, "Your mother was complaining to me. My child looks like a cat. She's ugly, thin, with wrinkled skin. Why does my daughter not look like other girls?" But my grandmother was happy. For a week, she only bathed me in milk. Because of my grandmother's devotion and love for me, God listened to my mother's prayer. I grew up fast, strong, blue-eyed, curly blonde hair, with red cheeks and a very white skin. Strangers were turning their heads after the little girl dressed in pink or blue. During the war in Europe, I wasn't a child anymore. I was treated like an adult and instructed not to cry and not ask for anything. Life in Europe for the Jews became harder each year, but soon it became miserable. At 10 years old, I wasn't a child anymore. Then, the hate for the Jewish people was even bigger. Our fathers, our brothers, our cousins were forcibly taken, and then all the Jews were deported. After that, I wasn't a teenager either. Everything that I cared for was taken away from me. Parents, brother, childhood, adolescence, and years of youth. To whom do I ask to give me back the safety of a home that was taken from me? The law and the court condemn criminals. Who committed this crime? Is there anyone I can sue? Să le mulțumim tinerilor de la Colegiul Național Simeon Bănuțiu din Cipleau pentru implicarea lor. Eu țin să îi aplaudăm cu toții pentru că merită acest lucru. Și eu personal vă mulțumesc pentru implicarea și devotamentul vostru. Orașul Cipleu Silvaniei, prin Muzeul Holocaustului, a devenit un pilon central în ceea ce privește memoria trecutului evreiesc și, în special, a tragediei Holocaustului. Prin intermediul proiectelor educaționale, am reușit să sprijinim formarea unui număr impresionant de cadre didactice în domeniul Holocaustului. Am fost sprijiniți în acest sens de către instituții internaționale ca Yad Vashem, Comisia Suedeză de Luptă Împotriva Antisemitismului, dar și de instituții naționale ca Federația Comunităților Evreiești din România, Institutul Elie Wiesel sau Inspectoratul Școlar Sălaj. O invit pe doamna inspector general adjunct, Mioara Gudea, care este și membru activ în cadrul proiectului Erasmus+, să ne adreseze câteva cuvinte referitoare la experiența personală legată de acest proiect. Mulțumesc! Bună ziua, distinse oficialități, stimați colegi, dragi elevi. Mă simt onorată să particip în fiecare an la evenimentele organizate în memoria victimelor Holocaustului. Așa cum a precizat domnul director Daniel Stejeran, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj este partener în proiectele educaționale pe care Muzeul Holocaustului le-a inițiat și le derulează. În proiectul educațional Erasmus+, instrument interactiv cu predarea Holocaustului, am avut ca obiectiv principal dezvoltarea unei platforme online, platformă de sprijin a profesorilor de istorie din cele 6 țări partenere. Domnul director va prezenta imediat țările partenere, mobilitățile, am fost în Suedia, în Polonia. Anul trecut, partenerii noștri au fost la noi în județ și au desfășurat mai multe activități, o conferință internațională. Platforma educațională online este un instrument care vine nu numai în ajutorul profesorilor de istorie, dar și al celorlalți profesori, utilizând mărturii video, fotografii sau alte documente. Elevii vor învăța despre trecut din experiențele supraviețuitorilor și, cu siguranță, vor înțelege mai bine ce înseamnă antisemitismul, rasismul. Elevii vor înțelege care au fost consecințele unor fenomene ca prejudecățile sau stereotipurile. Privind aceste mărturii, vor simți nevoia de a apăra valorile democratice și drepturile omului. Se vorbește astăzi foarte mult despre abordarea interculturală sau interdisciplinară din perspectiva mai multor discipline. Subiectele Holocaustului ridică probleme morale și etice și de aceea consider că platforma pe care o vom lansa astăzi va fi un instrument util
atât pentru profesorii care predau religie, cât și pentru profesorii care predau alte discipline, educație civică, religie, sociologie, literatură sau arte. Îi mulțumesc domnului director Daniel Stejeran pentru încrederea acordată, îi mulțumesc domnului Vasile Nausman pentru tot ceea ce ne-a sprijinul acordat în realizarea acestei platforme și am certitudinea că prin acest instrument interactiv elevii vor fi motivați să studieze istoria și memoria locală. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru sprijinul acordat de fiecare dată. În continuare, aș dori să vă prezint motivul invitației din această dupămasă de duminică. Este vorba de platforma educațională Eternal Echoes și cum a început această platformă. Totul a început la prima întâlnire în anul 2013 la Șimleu Silvaniei, atunci când membrii ai Comisiei Suedeze de Luptă împotriva antisemitismului au venit la Șimleu Silvaniei și am fost contactat. Am organizat o întâlnire în cadrul primăriei orașului și ne-au expus dorința lor de a aplica la un proiect european, cu finanțare europeană, în cadrul programului Erasmus+. Acest lucru s-a întâmplat în 2016, atunci când proiectul a fost depus la Uniunea Europeană și în septembrie am primit confirmarea că putem începe crearea acestei platforme. Sunt parteneri din 6 țări, 7 parteneri, scuzați greșeala, sunt parteneri din Suedia, România, Austria, Ungaria, Lituania și Polonia. Din Polonia sunt reprezentați în acest proiect 2 parteneri, Muzeul Evreilor din Varșovia, Poli, și Institutul de Toleranță din Lodz. Materialul principal din acest instrument se bazează pe interviuri filmate cu supraviețuitori ai Holocaustului și dorința noastră a fost aceea de a duce mai departe acest mesaj, pentru că, iată, din ce în ce mai puțin supraviețuitori ai Holocaustului au posibilitatea să vorbească și să exprime sentimentele pe care le-au trăit în acele momente din timpul Holocaustului. Această platformă educațională are câteva elemente deosebite, în special sunt elemente care pot fi regăsite pe pagina www.eternalecos.org. Va fi disponibilă platforma de la sfârșitul lunii februarie, încă mai lucrăm. Astăzi, colegii noștri din Suedia au deschis pentru acest eveniment de la Șimleu, au deschis platforma și au adăugat câteva lucruri la care am muncit în ultimele zile. Platforma este una interactivă, este simplu de accesat. În prima parte, sus, avem ceea ce înseamnă explicarea fenomenului de Holocaust, o scurtă introducere în tematica Holocaustului, după care avem partea de la ascensiunea lui Hitler la putere până la partea de deportări, exterminări și în ultima parte este conferința de la Vance. În partea de mărturii ale supraviețuitorilor, trebuie să menționez faptul că din România sunt 2 supraviețuitori care au fost intervievați. Este vorba despre doamna Frankel, care s-a născut la Siget și trăiește, ajuns prin intermediul Crucii Roșii după eliberarea lagărului Auschwitz-Birkenau, a ajuns în Suedia. Trăiește astăzi în Suedia și a fost intervievată în limba suedeză pentru un proiect anterior al Comisiei Suedeze. Sunt un supraviețuitor al lagărilor de concentrare naziste Auschwitz și Buchenwald. M-am născut în anul 1929, într-o zi de
frumoase zile, primăvară. Orașul Turda, o familie mic burghesă, sunt eu în stereotip. Am locuit tocmai în centrul orașului, într-o casă foarte mare, mai scurtă, care m-a interesat cel mai mult, care din centru până în strada paralelă a ajuns. Înseamnă că am avut și un loc de joacă prin copil în acea perioadă. Bunicul, soția lui, adică bunica mea, a murit când era foarte mic, împreună cu o fică și un băiat, a locuit la etaj, iar în curte a fost un edificiu, o grădină, trei camere, unde locuit eu. O să-mi spun cuvântul fericit sau nefericit. O formă ce cuvânt aș folosi. Nu m-am arătat, deloc. Copilărie normală, am găsit totul normal, în curte mare din Sămășor, cine Sămășor. Am frecventat o școală elementară confesională evrească, după care și singură clasă de liceu. Cu ce s-au ocupat părinții, bunicul? Nu știam, nu mai am văzut. Dar are o importanță deosebită pentru viitor ce vreau să menționez. Bunicul meu era un evreu ortodox, foarte radios, care avea și în conducerea comunității din Tura o funcție destul de serioasă. Și a plăcut foarte mult să lucreze, să facă acest lucru, așa încât o bună parte din afacerile lui și a multe afaceri, așa cum ușor, după cum văd eu așa multe evreu, fără să fi știut de vremea aceea, a pasat pe tatăl meu, adică cine. Ceea ce mai avem interesant și nu o să las toate clipurile să ruleze pentru că l-am invitat special pe domnul Vasile Nussbaum să fie alături de noi și ne dorim să auzim experiența lui trăită aici de la domnia sa. A reușit să supraviețuiască și trăiește astăzi la Cluj. Ne-a fost extrem de greu să avem acest material și să filmăm acest material cu Petre Pandelică, deoarece starea lui de sănătate este extrem de precară, dar am reușit în cele din urmă și acest interviu plus exercițiile referitoare la acest lucru vor apărea pe platformă în curând. După cum bine vedeți, platforma respectă o cronologie și aveți aici cronologia domnului Nussbaum, de la copilăria mea, 1929-1939, schimbări în viața de zi cu zi, 1940-1944, închiderea în ghetou, în lagăr, ce s-a întâmplat și eliberarea din 1945. Iar în partea de jos veți găsi materialele suplimentare din această platformă, elevii care pun întrebări și supraviețuitorii care răspund întrebări. Și o să alegem un clip care este puțin mai scurt. Domnul Nussbaum a participat la o întâlnire cu elevii la liceul Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca și a răspuns întrebărilor puse de lev în urma mărturiei a vreo clasă. Care personal, da, există care neagră acestorul. Și negarea Holocaustului pe diferite drepte. Adică, da, a fost ceva, dar nu-i vorba de 6 milioane, de 1 milion, 300 de milioane, sau și mai puțin, mă rog. Pe urmă, explicații. S-a considerat că evreii abia așteaptă să fie eliberați de ruși, de nazii. Atunci înseamnă că, din punctul de vedere al nazismului, au fost dușmani, fiindcă au așteptat eliberarea. Ceea ce am făcut. Deci erau dușmani. Deci sunt niște explicații și de această natură. Dar trebuie să vă spun ceva mult mai important decât asta.
cei care neagă Holocaustul nu sunt niște tâmpiți de pe stradă. Profesor universitar, scriitor. Pe sfârșitul anului vom organiza aici, la Șimleu Silvaniei, o expoziție care să cuprindă cele mai importante aspecte din această platformă în Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord. Vă mulțumesc pentru atenția acordată explicării acestui proiect și mergem în continuare la următorul moment și cel mai important al acestei întâlniri, acela al interviului pe care l-am gândit în această formă cu domnul Vasile Ionpau. Celebrăm astăzi viața și suntem alături de cei care au învins moartea și au rămas în viață pentru a duce mai departe mesajul pe care această parte neagră a istoriei, Holocaustul, l-a lăsat. Așadar, pe Vasile Nussbaum l-ați cunoscut deja prin intermediul acestui instrument educațional, Eternal Echoes. Aș dori în continuare ca invitatul nostru special să ne relateze despre experiența trăită în timpul deportării în Auschwitz și ulterior în lagărul Buchenwald. Înainte de a răspunde mult concret la această întrebare, trebuie să spun că prima dată particip la o comemorare organizată sub această formă, hai să folosesc cuvântul profesionist, mai mult interviuri când am făcut. Poate că câteva întrebări mi s-au pus. Așa încât și pentru mine a fost o surpriză prima dată când mă revăd, nefiind prea vanitos, nici n-am cerut toate aceste documentații și acum câte ceva din cele ce am spus. Mă bucur, fiindcă sunt unele lucruri care mi-a fost o părere, părerea mea nu s-a schimbat, așa că nu trebuie să mă repet la anumite probleme. Acum, referitor la întrebarea însă, desigur, și eu fac parte de unul dintre supraviețuitori. Aici trebuie să fac o remarcă foarte importantă, care de multe ori se omite. La un moment dat, de școală când am vorbit, unul din copii spune, interesant, am mai vorbit câțiva, sau era mulți ani în urmă, când au mai fost încă supraviețuitori, pentru că nu prea sunt. Și toată lumea a vorbit că ce noroc a avut. Păi toți ați avut noroc, mă întreb. Surâzând sau mai puțin. La care eu cred că asta este o introducere cea mai importantă. Dar absolut toți supraviețuitori au avut noroc. Norocul, hazardul, întâmplarea era ceva fantastic, fantastic de important în toate împrejurările. Trebuie să accentuez acest lucru și pe urmă vă spun de ce și ce înseamnă asta. Fiindcă nu aveam 13 ani sau 12, că atunci ar fi fost cazat. Nu am fost prea bătrân. Atunci, imediat aș fi fost casat. Nu aveam diabet care necesită injecții. Nu eram destul de sănătos. Mă rog, sunt o serie de împrejurări care înseamnă noroc. Dar norocul mai are și alte fațete. Dar important este, da, fiecare supraviețuitor a avut un fel de noroc sub o formă, a internat supraviețuitor. Adică, se întoarce în faie, 6 milioane nu au avut noroc. Ei nu dau interviuri, nu vorbesc de experiență, că nu au avut acel noroc. Deci, întotdeauna când un supraviețuitor povestește amintirile, asta este punctul de pornire. Foarte multe lume, milioane n-au avut acel noroc ca să vorbească. Și acum, dumneavoastră ați avut norocul și șansa de a supraviețui. Cred că a fost o luptă cu dumneavoastră în lagăr atunci când ați ajuns deportat fiind din Cluj. Alături de cine erați când ați fost?
eu ca și sunt unele antecedente care trebuie povestite, care fără de care aproape nu înțelegi nimic. Numai câteva cuvinte din perioada 40-44. Un antrenament de umilință. E foarte greu de înțeles tinerilor de astăzi. Multe, multe lucruri. De pildă, eu mă refer la evrei întâi în acea perioadă. Când nu poți să mergi la cinema, nu-i voie să intri, în altă parte. Dar asta este, hai să zicem, legea. Dar în majoritatea cazurilor au fost niște afișe. Aici nu între jidanii. Câinii și jidanii dau acces. Umilință peste tot. Eu trebuie să vă spun că în 1940, asta e foarte important, evident, au fost extinse legile Ungariei, adică, printre acestea, și legile antisemite. Eu nu mă refer la toate aceste legi, numai ce s-a referit la mine și cei de vârsta mea. Copiii evrei nu au putut să urmeze din cauza numerus nullus nicio școală. Nu putea să frecventeze. Ce să fie cu vreo aproximativ 1000 de copii evrei care nu frecventează o școală. La un moment dat s-a reușit să se înființeze un liceu evreiesc. Nici când, cred eu, un director numit n-a avut o posibilitate, o ușurință atât de mare ca și acel director. Fiindcă nu numai copiii au fost interziși în învățământ, dar și cadrele didactice din toată Ungaria. Așa încât acest director putea să se adreseze la oricine evreu, profesor universitar, și atât, vrei să fii profesor la școală, îți oferim o slujbă. Evident, s-a format o școală extraordinar de bună. Acum nu mai vreau să vorbesc prea mult despre această școală, care o școală efemeră, care a durat 3 ani și jumătate. Toată lumea se mândrește cu școala de 300 de ani, 400 de ani, ce fel de oameni am ieșit în această școală. Asta a avut o viață foarte mică. În peste 3 ani și jumătate, copiii cu corpul profesora, părinții, toți în lagăr. Asta a fost o șinofcă. Dar nu pentru asta am amintit, mai important, de nivelul acestei școli. Totul și totul alt motiv, și anume, ceea ce pare astăzi ceva foarte nostru, interesant, unicul, acum repet cuvântul, unicul loc unde ne-am simțit în siguranță. Vreau să vă spun, nici acasă, la mine acasă, din cauza vecinilor, nu eram în siguranță. Ce spun, ce vorbesc, cu cine vorbesc? Strig, urlă, întreb ceva, că ne la loc. Singurul loc ne-a fost o plăcere să mergem la școală, fiindcă oasă de libertate. E foarte greu de înțeles astăzi. Unicul, nici pe stradă. Și eu am fost bătut. Dar asta alte probleme, nu mai vreau să fie. Umilință și singurul loc de libertate. Și atunci, acest antrenament în această perioadă conta foarte mult de înjosire, de umilință, ajungem în etuizarea. Mă rog, e o temă care e cunoscută, dar a început întrebarea, s-a referit la Auschwitz. Nu vreau să vorbesc prea mult de forma ce s-a întâmplat acolo, este arhi cunoscut. E vorba numai de experiența mea personală și vreau să spun aici ceea ce întotdeauna amintesc, pentru toată lumea care a intrat acolo, a fost aceeași Auschwitz, a fost aceeași Auschwitz. Însă tragediile au fost foarte individuale, în funcție de vârstă, în funcție de cunoștințe, în funcție de genul, de comportare a omului, de foarte multe. Și acum urmează să spun câteva din experiența mea personală. Și foarte importante sunt toate aceste amintiri, chiar cu riscul
de a fi nu întotdeauna adevărată, fiindcă orice amintire este subiectivă. În sensul, hai să cânt, exemplul cel mai puțin frecvent, să zicem, să spun că ziua cu tare a fost cu ploaie, altul spune că a fost însorită. Trebuie să crezi cel care a spus ploaie, dar pentru el asta a fost subiectul, așa, așa își aduce aminte, fiindcă așa, sensibilitatea era aceeași. Deci, acum mă refer numai de unele experiențe. Chiar din primele momente mi-am dat seama că e un pierd. Chiar. De fapt, după s-a nimerit în așa fel, cum se știe că bărbații într-o parte și femeile cealaltă parte, cu tatăl meu și cu un frate mai mic, am ajuns în lagăr. A doua zi sau a treia zi, ce mult, tatăl meu a fost cooptat într-un transport, așa încât ultimele cuvinte pe care am auzit la el, ai grijă de frățiorul tău. Și el a plecat, am rămas amândoi. Asta a fost cam a doua zi sau a treia zi. Ne-a văzut pe noi un deținut, mai în vârstă, mai în vârstă înseamnă că să fie 40 de ani, cam așa, față de noi, care aveam 15 ani și 13 ani. Și s-a uitat așa cu milă spre noi, la care eu l-am întrebat. Am auzit că există și un lagăr de femei. N-aș putea să fac legătură cu maica mea. Ceea ce vă spun acum, poate că nu sunt singurul la care i s-a întâmplat. Se uită la mine, de maica ta, da, pe acolo. Cum e acolo? Dar nu vezi acolo. Și ridică mâna. Păi nu vezi fumul. Asta a fost prima mea cunoștință că există crematorii și există camere de cazare. Vă spun a doua zi când am intrat. Acest șoc categoric. Și da, maică ta de acolo, e important. Se pare că a avut dreptate, că nu s-a mai întors niciodată. Am rămas cu frățiorul meu și, așa cum mi-aduc aminte, numai nimic altceva n-am făcut decât să am grijă de el în măsura posibilităților de tale. Absolut. Pentru mine asta a însemnat, înainte de toate, să caut, să mă eschivez de orice fel de transport de muncă din Auschwitz, în altă parte. Cu toate că știam că mai rău nu poate fi decât în acest iar. Așa, da, dar mai rău, imposibil să fie. Dar totuși, totodată știam că frățiorul meu de 13 ani niciodată nu va fi ales într-un transport de muncă, că nu era de muncă, un copilaj firav micuț. Motiv pentru care am căutat să rămân cu el. Așa am rămas chiar foarte multă vreme, când vorbim de luni, 6 luni, sigur că trece foarte iute. Dar când vorbe de Auschwitz să stai 6 luni de zile, timpul este cu totul și totul altfel considerat. Așa încât am rămas amplu. Urmează un episod care trebuie să spun și acum, ce doar, cred că 30-40 de ani au trecut când prima dată am vorbit de atunci de mai multe ori de acest episod, fiindcă e vorba ceva care urmărește de atunci până acum, de peste 70 de ani, ceea ce vă spun, de la bun început, cred eu că nimeni nu mă poate condamna, dar nici să mă absolve. Nici eu însumi nu știu dacă mă condamn sau mă absolve. Și anume, am trecut prin câteva selecții de care se știe că ce înseamnă în lagăr. La un moment dat, în octombrie 1944,
la o sărbătoare evrească, una dintre cele mai mari sărbători de toamnă, acel faimos Mengele pe care lumea știe acum, a făcut o selecție foarte riguroasă, poate cea mai mare selecție. Cu ocazia acestei selecții, și frățiorul meu a fost selectat pentru cameră de cazare. În acea perioadă, în acea timp, au venit foarte multe transporturi. Bineînțeles, întâietatea camerelor de cazare a fost pentru transporturi, așa încât cei care au fost selectați pentru moarte au fost cazați în câteva părăci pentru așteptare când îi vine rândul la cazare, crematoriu. S-a nimerit că cam 3 zile trebuie să aștepte majoritatea copii ca să fie duși la camere de cazare. E vorba de 6 luni deja. Știau foarte bine copii că pentru ce au fost selectați. Nu ca cei care au venit cu transportul prima dată în noi. Se știe că organizarea lagărului, organizarea interioară a fost în așa fel, încât dintre deținuți au fost niște suprapuși cu anumite funcții, bineînțeles cu o bucată de pâine în plus, pentru alte funcții, așa încât și aceste bărăci în care au fost copii selectați pentru cazare, au fost supravegheați de niște deținuți cu anumite funcții. Întâmplarea face, mergând eu, încercând să mă apropii, deși era zonă interzisă, unul dintre acești supraveghetori mi-a recunoscut. M-am apropiat de el și l-am întrebat dacă nu pot să-l scoți pe frățiorul meu. El se uită la mine. Imposibil, cum să scot? Cum? Dar ce crezi? Răspund pentru eu fac 20-30 de pași, mă strigă după mine. Știi că ar fi totuși o posibilitate. Caută să vorbești cu un copil și cu răvașă, ghicește ce vrei să trimiți la mine, că tu nu poți veni, ghicește ce vrei. Și eu încerc să scriu eu, nu pe nume, ci număr. Am, nu știu, 734, nu mai țin minte număr, care trebuie să fie acum, și schimb. Evident, eram foarte fericit pentru aceste gesturi. Și până la urmă, am găsit un copil. Dar cum crezi că merg eu acolo? Nu știi că e zona toată interzisă. Ascultă, eu nu pot merge, am găsit, am ghicit ce era de ghicit. Uite, ai jumătate de porție de pâine dacă mergi. Deschide ochii și acum vreau să spun ce înseamnă la ușă. Pentru jumătate porție de pâine, într-o zonă interzisă, a acceptat să meargă pentru jumătate. Asta o să spun. Ce contează asta jumătate de porție de pâine? Și i-am dat o răvașă sau ceva și s-a îndreptat. Cred că a făcut 100 de metri, 120, ceea ce vă spun, cu mare, mare sinceritate, nu are nicio legătură cu morala, ci pur și simplu instinctiv am fugit după el, l-am trântit pe pământ, așa, fugind, am sărit pe el, nu mai trebuie să mergi, nu mai trebuie să mergi. E, ba da, ai spus să mergi, nu mai trebuie. Dar nu-ți dau pâine înapoi. Atunci s-a domolit. Că rămâne cu mine. Zic, nu trebuie să-mi dai. Asta este prima parte. A doua parte, peste vreo 2 săptămâni, evident întâmplător, mă întâlnesc cu acel deținut supraveghetor. Zice, nu ai trimis, că n-am găsit pe nimeni. Și atunci scoate din... Și eu tot te-am căutat, dar nu știam în care baracă ești. Și
scoate din buzunar un petic de hârtie câteva cuvinte scrise. E vorba de ce fratele tău m-a cerut ca să se umănezi. E vorba de copil de 13 ani, cu următorul text. Dragul meu frate, eu știu că o să merg într-un loc foarte bun. De acum înainte nu o să-mi fie foame și sete. Ai grijă cum vorbești de mine părinților. Îți doresc libertate. Îți orută și semnează. Asta scrie un copil de 13 ani cu o zi înainte de a fi cazat. Prima v-a spus, cine știe, dacă schimb, fratele meu ar fi în viață și unul care ar da interviu. Cine știe, dacă la o nouă selecție ar fi fost selectat din nou și eu aș fi trimis pe careva la moarte. Nimeni nu poate să spună. Deci astăzi am făcut bine, am făcut rău, mă condamn, mă condamnați, dar nimeni nu are dreptul nici eu, cum am spus, de acest. Alt eveniment, nu vreau să remarc, absolut suficient pentru mine legat de Auschwitz. Și totuși ați avut atâta determinare să supraviețuiți, să fiți astăzi alături de noi. Ce v-a determinat? După selectare, am căutat eu ca să ajung undeva, numai de Auschwitz, să plec, să nu mai rămân. Aici fac o foarte mică paranteză. Au trecut 3/4 de secol, anual și în acest an, dacă sănătatea mea permite, sunt invitat la Bucovina unde am fost eliberat. Nici o singură dată n-am avut putere să merg la Auschwitz și a fost. Acum, la întrebare. Deci am căutat să scap de acolo cu prima ocazie. Eu am amintit la început de noroc. Auschwitz trebuie să fie avut noroc, pur și simplu noroc, nimic altceva. Hazardul, întâmplător. Ce înseamnă asta? Eu m-am angajat să merg la primul transport. Unde? De acolo s-a făcut transportul. În Buna era o fabrică de cauciuc sintetic, nimeni, aproape 2-3 luni, n-a mai rezistat. Era atât de toxic. Cariere de piatră au. Dar niște construcții, prin construcții trebuie să înțelegi că 8-10 ore care spinare 25 sau 30 de kilograme de ciment sau altceva, asta ți-am condus. A fost bombardată, dată Germania în acea vreme, în 44. Înseamnă că undeva descarcea de molos sau într-o fabrică. Nu e același lucru. Asta din punct de vedere că unde ajungi? Nu știi. Asta e hazard. Încă un hazard foarte important, nu știu în ce măsură s-a vorbit, dar eu trebuie să amintesc. Cum v-am spus, organizarea lagărului peste tot a fost în felul acela, că ai avut un suprapus deținut, care a avut iar, deci, așa zici tu, unul care a făcea ordine în baracă. Era mic șef. Baraca avea un șef, șeful baracii, sectorul avea un șef, tot așa, dintre deținuți, fiindcă nemții n-au vorbit decât unul singur și a dat ordinele mai departe. Ați auzit de capul, probabil, acesta. Acum, numai logic vă spun, ca să fie foarte clar. Eu sunt un capo, deci un deținut, care am, hai să zicem așa, 10 oameni ai mei cu care lucrez. Trebuie să, fiecare trebuie să sapă, zice, jumate sau nu știu, un metru
cup de pământ. Zic eu acum numai ca exemplu. Eu nu lucrez la 50 oameni. Dar trebuie să facă norma. Dacă nu face norma, mă schimbă pe mine, care primesc o porție de mâncare în plus și lucrez. Nu e așa de simplu cu morala să te gândești astăzi ce ai fi făcut tu în asemenea situație. Și atunci am avut grijă ca să te bată, să te biciuiască, hai, fă, porcă, n-ai făcut normă. Și normă trebuie făcută și din punctul lui de vedere să nu fii schimbat. Deci, întotdeauna depins cine este superiorul tău. E un. În general, de dacă totul s-a polarizat. Un om care a fost din fire mai bun, s-a întâmplat mai puțin să fie foarte bun. Alții să devină criminali acolo, care n-au fost în viață, dar acolo au devenit, din cauza împrejurărilor. Deci conta fantastic de mult. Deci, nu numai că unde mergi, cine e superiorul tău. Eu am avut iarăși un noroc. Încep numele lui să fie binecuvântat și astăzi, un deținut, când prima dată l-am văzut, eu l-am văzut, el nu știa de mine, de copil, când am sosit în acea întreprindere, unde a fost acel comandant suprem din partea deținuților, un antifascist. În 6-lea an era în lagăr, deja un german antifascist din Halling, de Gestapo, arestat. N-a făcut altceva decât să ajute pe oricine, sub orice formă. N-aș vrea să vorbesc prea mult de el, decât un singur exemplu legat chiar de mine personal. Să știi că au fost apelurile, care sunt îngrozitoare și au fost foarte, hai să zic, așa neplăcute, la un moment dat, la un apel oarecare, probabil nu m-am încolonat bine, mai în afară, mai în... Alături de mine era un SS-ist. A ridicat arma și m-a lovit peste picior. De fapt, era un și acolo. Și până astăzi mai există locul. În clipa aceea, acest comandant de ținut a sărit pe mine. M-am bătut atât de crud, eram plin de sânge, plin. După aia, sigur, m-am dus la muncă. Seara, vine un curier, zice că Obercapo, comandantul, te solicită. Avea o cămăruță. Nu mi-ajunge cum m-am bătut, eram plin de sânge. Și merg. Bine, încep să bat la ușă. Aud niște cuvinte imposibil să fie fost adresate mie, în lagăr asemenea cuvinte, nu am auzit niciodată, nici eu, nici altceva. Rai mai întind, între fiile, ce între fiile, bat încă o dată, iar între fiile, deschid ușa, hai intră. Întru, ia loc și îmi spune următorul cu el, moșul de 40 de ani, sau, totuși față de mine vorbesc. În cele iertare, zice, iartă-mă că trebuia să te bat. Practic nu făceam altceva să te scâli cât de tare să vadă sânge alte interi. El care ridicase deja arma, dar de țeavă ridicase, trebuie să vorbească cu patru puștii, care este incomparabil. Ți s-ar fi sfărâmat piciorul și ai fi murit într-o săptămână. Deci, asta o să treacă. Am vorbit chiar la revir și medicul și bineînțeles tot deținut, să ținem o săptămână până ce te vindeci, nu, nici nu mergi la lucru. Pur și simplu, acest deținut german m-a salvat viața. Asta e exemplul meu, dar sunt zeci de exemple. De altfel, legat de el,
Eu nu cunosc prea multe cazuri, poate că există, poate nu, unul care a primit distincția de unul dintre cei drepți din partea iarăși șemului din Ierusalim, care înseamnă că totuși a făcut ceva pentru salvare. Și foarte multe exemple sunt. Nu pot decât să vă mulțumesc pentru această relatare de astăzi, atât în nume personal, cât și în numele tuturor participanților la acest seminar, conferință. Ne bucurăm, vă dorim sănătate multă, o viață lungă și să puteți duce acest mesaj la cât mai multe generații, pentru că avem nevoie, atât generația noastră, cât și a celor care vin după noi, avem nevoie să ne relatați, să ne spuneți, ca astfel de lucruri să nu se mai repete, măcar acum să învățăm din greșelile trecutului și să nu le mai repetăm. Vă mulțumim încă o dată, domnule Nussbaum. Ne face o onoare deosebită că ați acceptat invitația de a fi alături de noi în această dupămasă. Încă o dată, multă sănătate și sperăm ca ceea ce ați relatat și aici și se găsește și pe platforma online să fie de folos cadrelor didactice. În încheiere, doresc să vă mulțumesc pentru participare și vă vom transmite prin intermediul e-mailului datele de logare în platforma educațională. Vreau să-i rog pe toți profesorii participanți să meargă la Centrul de Informare Turistică, însoțiți de voluntari, unde se vor înregistra în vederea obținerii diplomelor de activitate. Avem aici doi voluntari care vă vor conduce la Centrul de Informare Turistică, acolo unde va trebui să completați un formular și să vă treceți numele într-un tabel, iar diplomele cu sprijinul inspectoratului vi le vom transmite fiecăruia în parte. Vă mulțumim!